fii atent, vreau să spun o chestie. Da, te rog. Prințesa, eu nu știu dacă tu știi, dar domnul Dani Oțil a fost profesorul meu la IMA. Acu 4 ani de zile când am învățat eu divertisment. Bă, trebuia să mă... Hai să-ți arăt. De ce pun ceasul la ora 8 sau ceva de genul? Era, nu mai știu exact să vă spun. Ai fost studentul meu, Alexandru? Poftiți? Ai fost studentul meu? Da. Dar... Dar... Miruna Alica. A, cu Miruna pe care ai văzut-o din ea, a fost în material. Da. Am înțeles. Dar eu show. Nu am ieșit în evidență în timpul ăla, că ea era fată și eu eram băiat. Dacă eram și o fată, ieșeam și în evidență. Recunoaște, Alexandru, recunoaște. Dar îi plac fetele, știți? Adică de asta. Nu am... Dacă era... Alexandru, să spun un... Eram și eu acolo Antena 1, știți? Să spun un secret. Nu am avut relații niciodată cu o studentă, dar dacă știam, începeam cu tine. Deci, numai de asta da, nu pot fi. Era cazul, era cazul, să știi. Erai și încă te paște, să știi. Eu încă sunt dispus la colaborare. Adică eu sunt și eu sunt tot mai dispus. Spune-mi, te rog, aveai alt look, nu era așa excentric? Era mai da, normal. Eram, cred că eu sunt crez natural. Erai normal. La... Apropo, mami se uită la emisiunea astăzi. Da. Hai să avem grijă ce vorbim, că mami se uită prima oară când apare la un post de televiziune și nu vreau să zicem ceva. Hai să avem grijă atunci, zic. Nu vreau să leșine Miriam, da. Mami meu. O iubește foarte mult pe mama lui și... Pe mama ta o cheamă Miriam? Da. Am înțeles. Și se uită azi la emisiune și vă place pe amândoi și pe Dani și pe Pe mine mă place mai puțin ca acum. Și pe amândoi îți place? Am înțeles. Ce gătești acolo? Ce gătești acolo? Chiar ceva nu ne dă. Prieten pe Facebook, să știi că suntem prieteni. Da. Bun, haideți să revenim.